20 martie 2020, aș dori să împărtășesc câteva gânduri pe care Dumnezeu le-a pus în inima mea legate de această pandemie de coronavirus care afectează întreaga planetă. Aș dori să aduc o încurajare din cuvântul lui Dumnezeu pentru toți prietenii mei și pentru toți frații mei care mă ascultă. Dragilor, trăim într-o vreme tulbure, trăim într-o vreme dificilă. Această pandemie de coronavirus, acest intrus invizibil, ne-a oprit pe fiecare dintre noi din drumul nostru. Săraci, bogați, politicieni, președinți de state, deodată suntem obligați să rămânem în casele noastre pentru a ne proteja pe noi și pe cei din jurul nostru. Există o mare panică la nivel mondial. Mii de oameni au murit datorită acestui virus, sute de milioane de copii au rămas acasă și nu mai merg la școală, multe țări și-au închis deja granițele, aeroporturile sunt închise, bisericile sunt închise. Am vrea să mergem la biserică, am vrea să cântăm, să ne rugăm, dar nu putem. Ne este dor de rugăciune, de cântare, de părtășia cu frații și surorile. Am vrea să mergem în evangelizare, dar nu putem. Întâlnirile în spațiile închise sunt interzise, iar cele în aer liber sunt limitate. Se pare că Dumnezeu ne-a oprit din drum. Dumnezeu ne-a oprit din nebunia noastră, Dumnezeu ne-a stricat planurile. Uitați-vă ce scrie în cartea Iov, capitolul 4, versetul 13 și 14. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Versetul acesta ne spune foarte clar că omul face planuri în inima lui, dar răspunsul vine de la Dumnezeu. Nici unul dintre noi nu știm, habar n-avem ce va aduce ziua de mâine. Tot ceea ce se întâmplă ne arată clar că Dumnezeu este suveran, că Dumnezeu face tot ce vrea, El este stăpân. Despre asta citim în cartea Daniel, capitolul 4, versetul 35. Toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului. Și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-i zică ce faci. Da, Dumnezeu face ce vrea, atât în cer cât și pe pământ. Dumnezeu este creatorul, El este regele universului și este adevărat că foarte mulți oameni în zilele acestea sunt supărați pe Dumnezeu, se ceartă cu Dumnezeu. Dragilor, noi nu avem voie să ne certăm cu Dumnezeu. Noi suntem doar țărână, Dumnezeu este Dumnezeu. În cartea Iov, capitolul 45, versetul 9, citim: Vai de cine se ceartă cu făcătorul său, un ciob dintre cioburile pământului. Oare lutul zice el celui ce-l fățuiește, ce faci? Și lucrarea ta zice ea despre tine, el n-are mâini? Cred că este momentul să-L recunoaștem pe Dumnezeu, Cel care este Creatorul nostru, și să nu ne certăm cu Dumnezeu, din contra să recunoaștem măreția lui Dumnezeu. Într-o vreme ca aceasta, oamenii pun întrebarea, este oare coronavirus un semn al sfârșitului? Dragilor, tot ceea ce vedem cu ochii noștri, tot ceea ce experimentăm, ne arată că trăim zilele din urmă, ne arată că sfârșitul este aproape. Domnul Iisus Hristos ne-a vorbit despre aceasta în Evanghelia după Luca, capitolul 21, de la versetul 11. Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciume. Vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Versetul 28. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Trebuie să privim la Dumnezeu mai mult ca oricând. Trebuie să-L facem pe Dumnezeu prioritatea noastră numărul 1. Haideți să privim acum la situația lumii la nivel mondial, astăzi 20 martie 2020. Virusul acesta a pătruns în 177 de țări. Mai mult de 250.000 de oameni sunt deja infectați. Avem peste 10.000 de morți. În China, 81.000 de oameni infectați cu coronavirus,
avem peste 3200 de oameni care și-au pierdut deja viața. În Italia, 41.000 de cazuri, peste 3500 de morți, aproape 500 de morți în 24 de ore. În Iran, 20.000 de cazuri, 1500 de morți. În Spania, 20.000 de infectați, peste 1000 de morți. În România, numărul celor infectați crește de la oră la oră, avem peste 300 de cazuri de oameni infectați cu coronavirus, deocamdată nu avem niciun mort, slavă Domnului! Dragilor, toate evenimentele acestea sunt un semnal de alarmă că ne-am depărtat de Dumnezeu. Am scos pe Dumnezeu afară din viețile noastre, suntem idolatri, ne închinăm altor dumnezei, ne închinăm banului, popularității, sinelui. Avem o religie, dar nu avem o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu spune foarte clar în cuvântul Său, să nu ai alți dumnezei în afară de mine. Dragilor, este vremea să ne trezim, să-L căutăm pe Domnul câtă vreme se poate găsi, să-L căutăm cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru. Uitați ce spune Isaia în capitolul 55, versetul 6 și 7. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Versetul acesta ne spune clar, căutați pe Domnul, dar nu oricum, nu oricând. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Nu doar să-L căutăm pe Domnul, ci să-L cunoaștem pe El în mod personal. Iată ce spune Osea în capitolul 6, în cartea sa, în versetul 3. Să căutăm, să cunoaștem, să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Acum, în casele noastre, avem posibilitatea să-L cunoaștem pe Domnul. Putem să ne rugăm, putem să citim Scriptura, putem să medităm la viața noastră, care nu este decât un fir de iarbă, care nu este decât un abur. Dacă ne apropiem de Dumnezeu, dacă îl căutăm pe El sincer și din toată inima, avem promisiunea lui Dumnezeu, El se va apropia de noi, El vine la noi ca zorii dimineții, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Nu te îndoi niciodată de prezența Lui și de purtarea Lui de grijă. În Isaia, capitolul 41, versetul 10, avem o promisiune extraordinară. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. De asemenea, Domnul Iisus Hristos ne-a făcut promisiunea că va fi cu noi în toate zilele vieții noastre. Dragilor, un lucru pe care trebuie să-l înțelegem este acesta. Suferința, moartea, este o consecință a păcatului. Dumnezeu nu este responsabil de suferința din lume. Uitați-vă în Genesa, capitolul 1, versetul 31. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Dar în grădina Edenului, primii oameni creați de Dumnezeu, Adam și Eva, au păcătuit, n-au ascultat de Dumnezeu. Păcatul a fost transmis din generație în generație, ne afectează pe fiecare dintre noi. Și, dragilor, păcatul are consecințe, păcatul ne desparte de Dumnezeu. Biblia ne spune că plata păcatului este moartea, o moarte din punct de vedere fizic, dar și din punct de vedere spiritual. Dar știți, vestea bună este că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit să moare pentru noi, a venit să ne salveze de păcatele noastre. Iar prorocul Isaia spune în cartea sa, în Isaia 53, versetul 5. Dar El, Hristos, era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui noi suntem tămăduiți. Dragilor, Dumnezeu nu este responsabil de suferința din lume, dar Dumnezeu folosește suferința pentru a-și duce la îndeplinire planurile sale. Uitați-vă un alt verset din Scriptură, Isaia, capitolul 46, versetul 9 și 10. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit.
Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Uneori suferința poate să fie judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu îngăduie tot felul de calamități, tot felul de lucruri cu un scop. De ce? În primul rând, pentru ca oamenii să realizeze că nimeni nu este ca Dumnezeu peste întreg pământul. În al doilea rând, ca oamenii să vadă puterea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne gândim pentru câteva momente la poporul Israel, poporul lui Dumnezeu, poporul iubit de Dumnezeu, care a fost 400 de ani în robie, în sclavie în Egipt. Dumnezeu vorbește lui Faraon prin Moise, care spune, lasă pe poporul meu să plece. Dar, dragilor, Faraon nu a ascultat de Dumnezeu și a fost lovit cu multe urgii, cu multe nenorociri. Toate acestea o consecință a neascultării. Haideți să vedem ce spune lui Dumnezeu lui Moise. Citim din cartea Exodul, capitolul 9, versetul 13 și 14. Scoală-te dis de dimineață, du-te înaintea lui Faraon. Spune-i, așa vorbește Domnul Dumnezeul evreilor. Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească, fiindcă de data aceasta am să trimit toate urgiile mele împotriva inimii tale, împotriva slujitorilor tăi, împotriva poporului tău, ca să știi că nimeni nu este ca mine peste întreg pământul. Versetul 15. Dacă mi-aș fi întins mâna și te-aș fi lovit cu ciumă, pe tine și pe poporul tău, ai fi pierit de pe pământ, dar te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea mea și numele meu să fie vestit în tot pământul. Dragilor, Dumnezeu îngăduie, Dumnezeu face totul cu un scop. Oare de ce a îngăduit Dumnezeu urgiile din Egipt? Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta pentru a-l presa pe Faraon să îi libereze pe poporul Israel. Știți ce este minunat? Că evreii, copiii lui Dumnezeu, au fost protejați de Dumnezeu în casele lor. Uitați-vă în cartea Exodul, capitolul 12, versetul 13. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va lovi nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Dragilor, Dumnezeu este Cel care are controlul asupra bolii. Nu vă va nimici nici o urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Aș vrea acum să privim la două întrebări, să găsim răspunsul. În primul rând, de ce îngăduie Dumnezeu această situație? Aceasta este prima întrebare. Și a doua, ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Prima întrebare, de ce îngăduie Dumnezeu această situație? Dragilor, eu sunt convins că Dumnezeu, prin tot ceea ce se întâmplă la nivel mondial, Dumnezeu trage un semnal de alarmă, Dumnezeu vrea să ne trezească. Uitați-vă, de exemplu, care este scopul alarmei? Avem un ceas, avem un telefon mobil, îl punem să sune dimineața. Sună alarma, ce se întâmplă? Te duce din realitatea somnului, a viselor frumoase, într-o altă realitate, în viața de zi cu zi. Deodată te-ai trezit, realizezi că trebuie să mergi la muncă, să câștigi bani, să îngrijești de familie, să faci toate lucrurile pe care trebuie să le faci. Este foarte clar că prin toate aceste evenimente Dumnezeu vrea să ne trezească. De ce? Pentru că ne-am depărtat de Dumnezeu. L-am scos afară din viețile noastre, din familiile noastre, din bisericile noastre. L-am scos afară din societate și Dumnezeu este Cel care ne atenționează. Iov, omul lui Dumnezeu, spune așa. Dumnezeu vorbește oamenilor când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Când omul scoate pe Dumnezeu din ecuație, Dumnezeu îl zguduie, Dumnezeu îl clatină, Dumnezeu îl oprește din drum. Uitați-vă ce spune autorul epistolei către evrei. Haideți să citim din capitolul 12, versetul 25 și versetul 26. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Versetul 27. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina,
să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Dragilor, Dumnezeu ne oprește din drum, Dumnezeu ne zguduie viața noastră. De ce? Ca noi să ne gândim la Dumnezeu, să ne gândim la Creatorul nostru. Exact asta spune și psalmistul în Psalmul 46, versetul 10. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Uitați-vă, deodată se întâmplă că avem timp pentru diferite lucruri, pentru care nu am avut timp înainte. Avem timp să citim Biblia, avem timp să ne rugăm, avem timp să petrecem timp cu Dumnezeu, avem timp cu familia, cu soțul, cu soția, cu copiii, avem timp să trimitem mesaje de încurajare la cei dragi pe care iubim. Da, de ce îngăduie Dumnezeu această situație? În primul rând, Dumnezeu trage un semnal de alarmă, Dumnezeu vrea să ne trezească. Mai mult decât atât, Dumnezeu nu doar vrea să ne trezească, dar Dumnezeu ne oferă o nouă șansă să ne întoarcem la El. Cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, cu post, cu rugăciune. Exact asta ne spune Ieremia în plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 32. Ci când mâhnește pe cineva, adică când Dumnezeu supără pe cineva, întristează pe cineva, se îndură iarăși de el, după îndurarea lui cea mare. Aș vrea să ne gândim cu toții la o femeie însărcinată care are parte de durerile nașterii. Este ceva dureros, dar bucuria nașterii unui copil este o bucurie imensă, extraordinară, extraordinară. Dar pentru un timp ea trebuie să sufere durerile nașterii. Când Dumnezeu ne zguduie, când Dumnezeu ne clatină, asta înseamnă ceva. Dumnezeu trimite un semnal de alarmă. Dumnezeu vrea atenția noastră. De ce, dragilor? Pentru că am marginalizat pe Dumnezeu. Nu mai citim Biblia, nu ne mai găsim plăcere în cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea ni se pare plictisitoare, nu ne rugăm. Suntem reci, nepăsători, trăim în nepăsare, trăim în ignoranță. Avem inimile împetrite și Dumnezeu spune stop. Opriți-vă să știți că eu sunt Dumnezeu. Întoarcerea la Dumnezeu trebuie să fie cu toată inima. Ioel, capitolul 2, versetul 12 și 13. Da, chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și cu bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Și ascultați, și îi pare rău de relele pe care le trimite. Dumnezeu face o promisiune extraordinară oamenilor care îl caută din toată inima și care caută fața lui Dumnezeu. Oamenilor care se pocăiesc de păcatele lor și se întorc din toată inima la Dumnezeu. Ascultați ce scrie în cartea 2 Cronici, capitolul 7, versetul 13 și 14. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, da, Dumnezeu trimite ciuma, da, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va bate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Haideți să privim la a doua întrebare. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Și aș vrea să învățăm patru lecții. În primul rând, când Dumnezeu vorbește, omul trebuie să asculte. Amin? Când Dumnezeu vorbește, omul trebuie să asculte. Evrei, capitolul 12, versetul 25. Recitim acest verset. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe Cel ce vă vorbește. Aici avem un avertisment din partea lui Dumnezeu. Dragilor, nu vorbește un om, ci Dumnezeu este Cel care ne vorbește. Nu ne vorbește de pe pământ, El ne vorbește din cer. Privind la poporul Israel, vedem cum în nenumărate ori Israel a refuzat să asculte pe Domnul și a slujit idolilor. Prin toate aceste împrejurări, Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vrea atenția noastră. Marea problemă este că oamenii îl ignoră pe Dumnezeu, oamenii nu vor să-L asculte pe Dumnezeu. Întrebare. Îl asculți tu pe Dumnezeu? Împlinești tu poruncele Lui? Biblia declară, și ascultați cu atenție ce spune cuvântul lui Dumnezeu, neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea
și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafimi. Mai citim o dată. Neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli. Pe de altă parte, Biblia ne spune că ascultarea face mult mai mult decât jertfele și decât darurile tale pe care îi le oferi lui Dumnezeu. În al doilea rând, când Dumnezeu ne zguduie, când Dumnezeu ne clatină, omul trebuie să se smerească și să-i mulțumească lui Dumnezeu. Biblia ne spune că este voia lui Dumnezeu să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Cred că fiecare dintre noi avem motive să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dragilor, omul trebuie să se smerească și să-i mulțumească lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este bun cu noi. Bunătatea lui se înnoiește în fiecare dimineață față de noi. Dumnezeu, prin ceea ce face astăzi în lume, Dumnezeu vrea să ne trezească. Amin? Și avem motive să-i mulțumim lui Dumnezeu. Gândiți-vă, noi facem parte dintr-o împărăție, din împărăția lui Dumnezeu care nu se poate clătina. Evrei, capitolul 12, de la versetul 28 la 20. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm cum? Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Aș vrea să vă dau o mică ilustrație. Gândiți-vă la un cutremur. Vine cutremurul. Dacă ești pe pământ, dacă ești în casă, în apartament, ce se întâmplă? Simți cutremurul. Dar dacă ești la înălțime, dacă ești în avion, nu-l vei simți. Dragilor, Dumnezeu vrea ca noi să ne deslipim de toate lucrurile din această lume murdară, coruptă, păcătoasă, care ne despart de Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să ne alipim de El cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru. Dumnezeu vrea ca noi să-L facem pe El prioritatea noastră numărul 1. A treia lecție este aceasta, când Dumnezeu ne încearcă să nu ripostăm. Pentru că Biblia ne spune că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Dragilor, focul curăță, focul topește, focul purifică. De aceea lasă-L pe Dumnezeu să curețe toate impuritățile din viața ta. Și te asigur că ceea ce nu poți face tu, poate face Dumnezeu. Dumnezeu vrea, Dumnezeu poate să facă din tine un om nou, o făptură nouă, o creație nouă. Uitați-vă ce spune Isaia în capitolul 1, versetul 18. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. A patra lecție este aceasta. Când Dumnezeu te motivează, slujește-i cu credincioșie. Recitim din nou versetul 28 din Evrei 12. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Dragilor, Dumnezeu vrea ca noi să fim mulțumitori. Dumnezeu vrea ca noi să aducem Domnului o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Slujește lui Dumnezeu, slujește celor din jurul tău. Dragilor, noi trebuie să dăm dovadă de credință, noi trebuie să nu ne panicăm. De ce? Pentru că Dumnezeu are controlul asupra tuturor lucrurilor. Dumnezeu are controlul asupra vieții noastre. Aș vrea să închei cu un verset din Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. E clar, în cuvântul lui Dumnezeu avem o poruncă. Nu vă îngrijorați de ziua de mâine. De ce? Că Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă. Mă gândesc la versurile unei cântări care spun: nu pot ști ce fi va mâine, dar eu știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul Său. Dumnezeu să vă binecuvinteze!